Și răsură din mii de piepturi acel strigăt. Vrem stadion, vrem stadion. Și noi vrem fotbal în seara asta. Un fotbal de bună calitate oferit de roși-albaștri și de alb-roșii. Vom vedea. A zice că echipei lui Laurențiu Reghecamp nu i-ar strica nici remiza în această seară, chiar dacă obținând un singur punct FCSB va fi nevoită să își câștige ultimele două meciuri pentru a nu mai sta la mâna celor de la Viitorul. Și o ploaie de role de hârtie, cum sincer să fiu n-am mai văzut de pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Evident că jocul trebuie întrerupt. Boldrin execută la colțul lung și Momcilovic, în loc să trimită spre poartă, a trimis paralel cu linia porții. Poziție regulamentară la Momcilovic. Cine știe, poate a vrut să paseze acolo pentru Pintilii. Poate chiar binevenit avertismentul pe care l-a dat Ovidiu Hațegan. Acum reușește Boldrin să scape de doi adversari. Boldrin obține lovitura liberă plus cartonaș galben. Cartonaș galben, dinamoviștii foarte, foarte furioși, pentru că ei consideră că Boldrin nu a fost faultat. Acum eu sunt curios să văd o reluare, pentru că și mie mi s-a părut că Boldrin reușise să treacă acolo și s-a împiedicat după intervenția dinamovistului. Cred că May Malangu e cel care l-a faultat. Nu, cred că e fault. Totuși e o fază pentru Ion Crăciunescu, pentru că este în studio la Digi Sport Special. Este un semn că se echilibrează partida. Antun Palici, o pasă foarte bună pentru Romera. Romera centrează, Nemeț cere penalti și este penalti pentru Dinamo. Adam Nemeț a fost faultat de Mihai Bălașa. Este, să vedem, și cartonaș galben pentru fundașul central al roșu-albaștrilor, care nu protestează. Bălașa a pierdut duelul cu Nemeț și este penalti pentru formația lui Cosmin Contra. Și ocazia era deschide scorul pentru dinamoviști în minutul 33. Un atac periculos, un atac pe care Steaua, mă rog, FCSB s-a apărat deficitar, plecând de la poziționarea lui Florin Tănase, care nu a coborât acolo Romera. Romera a avut timp. Sergiu Hanca, șut și gol! Niță învins de Hanca, contra îmbrățișat de Ionel Dănciulescu. Cu pieptul vine din spate Pleașcă, centrarea lui e Pleașcă. Boldrin oprește balonul, este cu spatele la poartă, pasă pentru Momcilovic pe lângă poartă. Ce șut al lui Marco Momcilovic, cel puțin așa a apărut din locul unde ne aflăm noi. Și cred că și-a dat seama târziu de traiectorie Jaime Penedo. A stat destul de relaxat Penedo. N-a fost chiar atât de aproape, dar oricum a rămas o execuție foarte, foarte bună a lui Marco Momcilovic. Penedo, Malangu, Pintilii reușește recuperarea. Florin Tănase pentru Alibek. Boldrin îi cere mingea. Alibek însă păstrează balonul. Alibek, un dribling, pasă pentru Boldrin, șut și este cea mai mare ocazie a primei reprize. Boldrin ratează o ocazie uriașă, a doua mare situație de gol a brazilianului din aceste prime 45 de minute. Și Alibek îl ridică pe Boldrin, nu-l ceartă cum a procedat cu Bărașa la meciul cu Viitorul.
Ce fază face Denis Alibeg, nici vorbă de offside. Boldrin, singurel cu Jaime Penedo. Paramezul se culcă, se duce pe stânga, însă Rick Boldrin nu reușește să trimită mingea pe spațiul porții. Ar fi trebuit să fie 1-1 în acest moment. Intili, centrarea lui Enache, respinge, el n-a pleașcă, centrează fața porții, gol! 1-1! Pleașcă egalează minutul 53. Sincer, cred că toată lumea de pe stadion și inclusiv jucătorii au crezut că este o centrare a lui Pleașcă, o minge trimisă în fața porții, dar balonul ajunge în poartă. A, o Pleașcă în contul stelei, putem spune asta, o fază la care fundașul drept al roșii albaștrilor a vrut să trimită în fața porții către Denis Alibeg, însă mingea se oprește în poartă, iar suporterii roșii albaștrilor sunt cei care se aud mai tare acum pe arena națională. 1-1 din minutul 53, iată faza cu mingea trimisă și respinsă de acolo de Claude Elna. Pleașcă în încercarea de a trimite în fața porții, lovește această minge cu efect și restabilește egalitatea 1-1. Moche este pe marginea terenului, primește îngrijiri, n-am înțeles de ce, ce s-a întâmplat cu el. A, aici a fost lovit de niță, a fost lovit de niță, desigur, n-a existat o intenție din partea coechipierului de a lovi. Moche sângerează și de aceea e nevoie. Bună această pasă pentru Palici, Mei Malangu într-o poziție bună, îl lansează acolo pe Dan Nistor, aflat în duel cu Pleașcă, fostul său coleg de la Panduri, trece Nistor, șut pe lângă poartă! Ce acțiune frumoasă a lui Dan Nistor! O acțiune plecată din partea dreaptă a lui Dinamo. O acțiune pe care roșii albaștri n-au putut să o oprească prin fault la mijlocul terenului pasemănă. Acum este fundașul alb roșilor, Steliano Filip. Bălașa nu mai face și al doilea penalti. Plonjează Steliano Filip. Cred că Steliano Filip l-a văzut pe Bălașa că se duce în alunecare și a plonjat pur și simplu. Nu e niciun fel de contact. De recuperat față de rivală, Nistor într-o poziție bună, din nou la marginea careului. Nistor prinde niță! Cum s-a transformat, da, Nistor în această repriză secundă. Probabil în urma unor sfaturi primite sau unor îndemnuri primite de la marginea terenului. A, vine mult mai mult în centrul terenului, pentru că acolo, în flancul stâng, ok, a tot fost folosit în ultima perioadă, însă nu e. Dam Nemeț, e această minge mai departe pentru Romera, în care Romera obține, nu obține penaltul, da, este lovitură de la 11 metri pentru Dinamo în minutul 95. Dinamo poate câștiga această partidă. Asistentul cred că e cel care i-a indicat lui Ovidiu Hațegan că a fost fault în duelul de mai devreme. E unul dintre momentele campionatului, să spunem, aici intervenția lui De Amorim, care va fi analizată de Ion Crăciunescu. Mi se pare penalti. Îl ia cu totul De Amorim. Sunt opiniile noastre, dar urmează să fie confirmate sau infirmate de Ion Crăciunescu. O intrare cel puțin imprudentă a lui William de Amorim la această fază și sunt tare curios cine va executa, dacă va fi tot Sergiu Hanca. Viitorul devine favorită dacă Hanca transformă. Sergiu Hanca, gol! Peste Sergiu Hanca, dar stările de spirit sunt exact inverse față de cum le-am descris, pentru că Steaua este în acest moment, FCSB este în acest moment în genunchi, este aproape de a pierde derbiul, în vreme ce Dinamo se apropie la două puncte de primele două locuri, de primele două clasate, FCSB și Viitorul, și vor fi două etape de foc săptămâna aceasta.
și săptămâna următoare două runde la capătul cărora vom cunoaște campioana României. Dacă viitorul câștigă ultimele două partide pe care le mai are de disputat, atunci este campioană. Nici nu mai contează ce reușește echipa lui Laurențiu Reghecamp. Nici o noimă nu a avut intervenția lui William de Amorim. De acolo din spate, greu prin alunecare. Dribling al lui Florin Tănase și este final de partidă. Dinamo câștigă derbiul cu FCSB și în acest moment este la două puncte de primul loc al clasamentului pe care se află de primele clasate din prima ligă.